Listele întocmite pentru concedierile de la Complexul Energetic Oltenia sunt abuzive, afirmă o parte a liderilor de sindicat. Pe tabelul cu viitorii disponibilizați apar persoane care nu se încadrează în condițiile anunțate de administrație, tocmai pentru a face trierile în acest caz. Un lider de la Turceni a dezvăluit în emisiunea Dilemele Zilei că pe listă a fost trecută și o femeie însărcinată. 13 persoane cu funcții de conducere în sindicatul meu au fost puse pe listă. Practic, mi-a fost desfințată grupa sindicală la Turceni. În momentul în care au venit la mine sindicat, Iovane a amenințat că îi va da afară pe toți. Printre persoane care sunt trecute pe listă, e o femeie care e gravidă în luna a cincea. N-am anunțat-o de frică să nu se întâmple ceva acestei femei. Este inadmisibil ca o femeie care are câteva luni să nască să fie trecută pe această listă. Conducerea admite că s-au făcut erori, însă susține că ele vor fi îndreptate. În cele din urmă, cum au fost selectate aceste persoane care au fost trimise pe lista asta de disponibilizări, dacă ne puteți spune? Deci nu excludem eventualele greșeli pe care împreună cu partenerii de dialog avem posibilitatea să le corectăm până marți 28 aprilie. Este un prim aspect. În ceea ce privește chestiunile legate de condițiile de pensionare, sigur, noi avem o situație dată de documentele care există la dosarul de personal. De asemenea, s-ar putea să existe și persoane, sigur, mai tinere, cei care sunt la Crișcani, cei care provin din zona Seciu și nu au optat pentru alt loc de muncă. Sigur, aceste persoane se regăsesc pe lista de dispozitări, cum se regăsesc și voluntarii. De la Complexul Energetic Oltenia urmează a fi disponibilizați aproximativ 2000 de angajați de la 1 mai.